Încercăm să facem o nouă echipă, să redăm tradiția în orașul Oltenița. Este vorba de o nouă echipă de fotbal înființată la școala Spiru Haret în anul 2009 și înscrisă, afiliată la Asociația Județeană de Fotbal în decembrie 2010. Echipa se va numi Vulturii Școala Spiru Haret Oltenița. De ce nu Navol? Navol reprezintă trecutul în fotbalul oltenițean, o echipă care a avut succes în fotbalul românesc de Liga a doua. Datorită faptului că Șantierul Naval a dispărut, din punctul meu de vedere a dispărut și echipa de fotbal Șantierul Naval Oltenița. Și ca să iei palmares trecut și așa mai departe, trebuie să parcurgi anumite etape pe care eu nu sunt dispus datorită faptului că nu am bani și nu pot să umblu atât de mult ca să obțin palmaresul și trecutul echipei Șantierul Naval Oltenița. Și plus de asta poate întâmpin și alte greutăți, se cer bani, cine știe cui și cine aparține acum, cine răspunde de acest lucru. Știm cu toții cum arăta acest complex, acest teren de fotbal în urmă cu un an, doi ani, trei ani. Cum de ați avut curajul? Cum de v-a venit ideea să faceți ceva aici? Și cum de s-a putut? Am încercat să iau legătura cu lichidatorul și cu reprezentantul lichidatorului pentru Șantierul Naval Oltenița și am ajuns la o înțelegere, am încheiat o minută prin care eu pot să folosesc cu asociația sportivă terenul, să-l nu ne cere niciun fel de chirie, numai că să-l întreținem. Era extraordinar. Deci m-am apucat prin octombrie-noiembrie, unde erau bălării, poate și știți că ați filmat și astea, erau până la gât erau bălării. Am încercat cu banii de la mine, de la un băiat din Curcan care se numește Enciu, care m-a sponsorizat de am tuns și asta, nimeni nu credea că terenul peste 4-5 luni o să arate așa cum este acum. Și vă spun eu că peste 3-4 luni o să arate cum a arătat odată. Bun, singur n-ați fi reușit, cineva a ajutat, cineva a sprijinit și cine sunt cei care au făcut promisiuni? Acum, din partea primăriei, domnul primar ne-a ajutat, se și vede că tractorul care a venit să adune ceea ce au făcut ceilalți muncitori de la primărie, deci cel care a venit cu mașina de tuns și al domnului inginer Stoiciu, care în toamnă ne-a și dat un compactor, le-am compactat, dar de greutate mai mică. Și acum urmează în câteva zile, 2-3 zile, după ce se mai usucă puțin terenul, să băgăm un compactor de o greutate mai mare ca să-i dea suprafața plană, fără să mâncă. Dacă vă uitați foarte bine și filmați, sunt foarte multe mușuroaie din astea de cârtiță și pe dedesubt sunt adevărate labirinturi și trebuie să tasate ca să nu mai apară aceste cărtițe. Eu sunt mulțumit de aspectul care îl are terenul. Nici eu nu credeam, dar totuși am mers așa, ca ostasul sovietic în al doilea război mondial. De ce sprijin aveți nevoie? De ordin financiar? De ordin financiar, investițiile nu sunt așa mari, fiindcă, eu știu, la Liga 4-a, unde o să activăm de anul viitor, așa, un meci acasă, în jur de 6-7 milioane, cu arbitrajul, cu asistență medicală, cu astea. Important e ca noi să refacem această bază, uitați și cabinele care sunt în halul în care sunt. Domnul primar a zis că putem să rezolvăm asta până începem campionatul, ca să dăm aspectul unui teren care a fost odată, aspectul terenului care a fost odată și condițiile care au fost odată aici. Este adevărat că nici primăria nu poate să implice foarte mult în cheltuieli, numai chestie de bază umană, de
Așa, dar să te implici, să investești și să te trezești la un moment dat că nu ți aparține, e riscant. Însă, cine știe, timpul le va rezolva pe toate. Important e că domnul primar ne sprijină să desfășurăm această activitate în sezonul 2011-2012. Așadar, Oltenița va avea parte din nou de fotbal din toamna acestui an. Acestui an echipa este deja afiliată, participăm în campionat în Liga 4 cu copii care sunt la liceu, la școli generală, ce mai găsi niște băieți care mai joacă la alte cluburi care sunt din Oltenița, să vedem în funcție de pretențiile care au. Deci noi nu putem să oferim prea mult, dacă sunt patrioți și iubesc orașul Oltenița, vor veni aproape de noi. Dacă ei fac acest lucru numai din dorința de a câștiga, nu se poate, deocamdată nu se poate. Aici vii cu sufletul, să renodăm tradiția. Și pentru acest oraș care de câțiva ani suferă din cauza fotbalului. E păcat că era principalul mijloc de a veni și a-ți petrece în mod plăcut timpul liber. Sâmbăta aici, venim la stadion, mai discutând, mai văzând un spectacol, un artificiu tehnic, o chestie, era cu totul și cu totul altceva decât să stai, să te duci în cârcium, atât tineri cât și oameni în vârstă, să toată activitatea să fie cârcium, o discotecă și lucruri din astea care sunt permise, dar nu fac bine omului în general.